zeci de bătrâni care au copii plecați în străinătate au făcut cerere pentru locuri la azil. Internarea în centrele pentru vârstnici a devenit din ce în ce mai populară. Dintre acestea este și casa de bătrâni din Strășeni. Și nu-i mama și el care naște, dar și care crește. Abandonat, în definitiv. La azilul din Strășeni, bătrânii abandonați și cei care au rămas singuri pe lumea asta au parte de mici bucurii. O bucățică de pâine, un pahar de apă și un apropiat cărora le împărtășesc durerile. Mătușa Agripina și-a dedicat toată viața muncii. A lucrat în colhoz și la construcții ca să ajungă la 84 de ani cu o pensie de 50 de lei în singurătate. Singurul lucru care a rămas este credința în Dumnezeu. Pe Ana, cojocarul la azil, au adus-o copiii plecați peste hotare. Având nevoie de îngrijire specială, copiii nu au putut să o ia în Italia. Acum așteaptă sărbătorile pentru a-i revedea iar alături. Mai mult ca atât, după decesul soțului, îi poartă de grijă o persoană de la care s-ar fi așteptat cel mai puțin. Este de dorit mai des să vină, fiindcă noi căutăm aici foarte bine. Pentru ei, centrul ăsta de reabilitare este a doilea casă. Ei sunt îngrijiți foarte bine, sunt hrăniți, sunt spalați la timp, dar oricum dorul de casă, dorul de cei apropiați, pe dânsii îi macină. Copiii plecați peste hotare își îndreptățesc alegerea. Părinții se află la azil deoarece bătrânii au nevoie de îngrijire. Ei cred că aici li se acordă atenția necesară. Iar are nevoie de îngrijire 24 de ore din 24. Dumnezeu trebuie supravegheată tot timpul. Eu am avut alte opțiuni. Mulți copii din Moldova care sunt plecați după graniță și caută de bătrânii din Italia, din Spania, din Grecia, din alte țări care sunt mult mai mult remunerați și nu au posibilitate să caute de părinții lor. Dar odată ce au văzut cum sunt îngrijiți bătrânii din alte țări, din Europa, ei sunt mari, au mare dorință ca părinții lor să aibă tot aceeași îngrijire. Se întâmplă ca bătrânii pasionați de seriale și filme de acțiune să se ciontonească, pentru ca apoi să se împace ca frații. Elena Slasnikova evită conflictele. Ea găsește limbă comună cu toți. Sunt alții care au probleme. Dacă la ăsta care le-a odată pe femeie cu capul de părete, e cenăzare. Și se ia. Dar eu n-am pe nimeni, așa. Mă ia hata scraiu, nici voi nu znaiu. Cum spune Răzdan, s-o vie tak bârzărău. Nu znaiu, nu vii. Ce spune Răzdan? Ce spunem și noi? Hai, pe nu trăiești aici? Aici? Dar cum știi de unde eu? Ești o nelă de doar câteva clipe de alenare pentru bătrâni, însă durerile trăite de-a lungul anilor își au adânc pecetea în inimile lor. Toată viața au sacrificat-o pentru binele copiilor, ca la bătrânețe să fie abandonați și lăsați în voia sorții. Când îmbătrânești, nimănui nu-i trebuiești, spune Vera Croitor. Bătrân a rămas în drum din cauza ginerului. Acesta a angajat casa părintească pentru a-și plăti datoriile. Casa mare de 2 etaje. S-a rămas secă. Ion are un talent deosebit, de a alina durerea bătrânilor. Aici este apreciat de toți, nu însă și de cei 4 copii care l-au abandonat. La casa de bătrâni, acordeonului se aude în fiecare zi. Cântecul, viața asta e scurtă tare.
un cânte cu durerea în suflet.